Automitric, unicul distribuitor autorizat al Volkswagen în județul Suceava, a lansat în mod oficial noul Crafter. Noul Crafter are dotări la care alții încă visează. Funcționalitate la cel mai înalt nivel. Cele mai moderne sisteme de asistență pentru șofer. Cel mai bun din clasa lui. Dar trebuie să vezi ce poate. Noul Crafter. Noua dimensiune. Lansarea noului model de autovehicul comercial Volkswagen a avut loc la sediul Automitric Suceava, unde a ajuns caravana noului Crafter. Bine ai venit, noule Crafter, aici la Suceava. De ce spun așa? Pentru că evenimentul de lansare a noului Crafter în România este conceput ca și o caravană, să spunem, în toată România. Caravana Est, Caravana Vest. Și iată că a venit timpul ca și noul Crafter să ajungă la Suceava. Ce ar trebui reținut despre noul Crafter este faptul că este cel mai aerodinamic, să spunem, model din clasa sa. Este disponibil în patru modele, furgon, șasiu, cabină dublă și cabină simplă. Este mult mai economic datorită formatului aerodinamic și datorită întreținerii. Cu alte cuvinte, s-au redus foarte mult costurile de întreținere, atât cu combustibilul cât și cu reviziile. În rândul celor care folosesc mașini comerciale, există un anumit termen, așa zisul TCO, adică Total Cost of Ownership. Acesta s-a redus foarte, foarte mult datorită faptului că reviziile s-au dus undeva la 50.000 de kilometri sau 2 ani. De asemenea, dacă privim aerodinamica sa și facem un calcul, la 50.000 de kilometri pe an consumul se reduce cu aproximativ un litru, ceea ce înseamnă un cost total de 550 de euro pe an. Pentru cei care folosesc flote, pentru cei care folosesc mașinile foarte mult, acesta e un cost destul de substanțial. Noul Volkswagen Crafter poate fi comandat și în varianta 4Motion, cu tracțiune integrală, atât cu cutie manuală, cât și automată. Se pot comanda autovehicule și 4x4 4Motion, atât cu cutie manuală, cât și cutie automată. Sistemele de siguranță performante fac parte atât din dotarea standard cât și opționale. De asemenea, ce mai putem reține este faptul că prețul pleacă de undeva de la 23.702 fără TVA, 23.000 de euro fără TVA. Ce mai putem spune? Confort, siguranță și, dacă vreți, recomandări pentru cei care folosesc aceste mașini. Cu siguranță vor găsi utilitatea și stilul practic al noului Crafter în modul în care îl vor folosi, să zicem, de acum încolo. Noul Volkswagen Crafter beneficiază de sisteme de siguranță performante chiar în dotarea standard, acestea putând fi suplimentate prin dotările opționale. Cei care doresc mai multe detalii, mai multe relații despre acest model, pot să se adreseze consilierului nostru de vânzări autovehicule comerciale, domnul Adi Pauliuc, aici la sediul Automitric. De asemenea, cei care vor să-l conducă, noi avem și mașină matriculată pentru test drive. De altfel, și evenimentul este astfel conceput. Noi astăzi și mâine așteptăm clienți care vor veni să conducă toate cele 4-5 modele care sunt expuse aici. Avem și unul cu frigorific, avem furgon, avem cabină dublă. Cu alte cuvinte, modelele se pot testa și putem vedea live, ca să spun așa, ceea ce poate noul Crafter. Vă așteptăm la Automitric Suceava.